Din seria Mic și al Dracu avem unul. Sperăm că e și amuzant. Haideți să-l încurajăm, să-l primim cu aplauze puternice pe Ștefan Creangă! Domnule Creangă! Uite-l, mă! Bună seara! Bună seara, copile! Hai, mă, Ștefan! Eu mă numesc Ștefan Creangă și am 17 ani. Mulți înainte, frate. Mulțumesc. Relaxează-te, nu poți să fii decât eventual o surpriză plăcută, o dezamăgire mică. Doamne ajută, sper. Deci, și relaxat. Așa. Și dă-i. În clasa 4 am început să facem germană. Și vine o profesoară și întreabă: bună ziua, copii, știe cineva să vorbească germană de aici? Și eu, cum eram un poliglot foarte mare, ridic mâna, zic: da, 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 eu, doamna. Și mă întreabă: wie heißt du? Volkswagen ist bitte an sehen. Și zice: dar de unde știi germană? Păi așa m-am născut cu ea, așa să știu. Deci te-ai născut în Germania? Nu, 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 în Piatra Neamț, că de-aia știu. Da, genul de situație în care simți că înnebunești, da? Apare pe scenă un băiat de 17 ani, absolut ireproșabil din toate punctele de vedere, adică bine construit, bine înfipt. Și băiatul a povestit așa, în termeni semi-școlărești, câteva aventuri. Exact, exact, bravo, ai căscat la timp. Mai am o povestioară, asta e un pic mai caterincă, că o implică și pe sora mea e balerină, de se pricepe la poante. Naivuț, dar îl ducea capul. Foarte simpatic a fost. Avea ceva de vreau să fiu la TV și merit să mă filmați că zic chestii interesante, avea, știi? Eram pe terenul de fotbal și vine, sora mea ia o minge de pe jos. Și vine un ceva din ăsta prepubertan un pic mai mare, de clasa a 7-a, și ia mingea din mână. Și îl roagă frumos: dă-mă mingea înapoi. Și ăsta, nervos, ia un bulgăre de zăpadă și îi dă una în față. Și mă duc la el: bă, prietene, ce faci? E frumos așa? Lasă, bă, că e o de-a șasea. L-a luat de guler, du-te frumos și cere scuze. Și eu cer scuze, tot ok. E stăpân pe sine, asta îmi place la el. A doua zi iară la școală, vine diriginta: Ștefan, sper că știi că deschidem consiliul. Pentru ce? Păi ai agresat un coleg. Frate are 17 ani, a avut-o pe usă urce. Și uite-te că e coerent și așa cum necum o ține ca coadă. Dar stați să vă explic cum a fost, doamna dirigintă. Deci eu stăteam pe terenul de fotbal și sora mea a ridicat o minge, copilul ăsta a venit, i-a luat mingea din mână, sora mea i-a cerut-o și ăsta a luat un bulgări și a f***t-o. Ștefan, cum să vorbești așa ceva? A, bun, scuzați-mă, vă rog, lăsați-mă să reformulez. Mă aflam în vecinătatea terenului de fotbal când ruda mea de grad apropiat, cunoscută sub numele de Iulia Carina Creangă, a ridicat un obiect sferic folosit în jocul de fotbal. Inculpatul, foarte turbulent, s-a apropiat de sora mea și cu o forță feroce i-a smuls obiectul sferic din mână. Sora mea l-a rugat foarte frumos să-i ofere mingea înapoi, iar inculpatul s-a plecat, a format un obiect sferic din apă înghețată și a procedat prin a-i de una în față. Atât. Bun. Nu închide încă. Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet. Mulțumim și dai play mai departe. Ce frumos mulțumești, băi Dani. Da. Ce vorbești?